Salutare tuturor, 11 iulie, istoria propagandei. Avem ce povesti, spun că avem foarte multe ziare și începem cu cele mai proaste. Gata, a fost un moment de publicitate. Știți că eu sunt un mare fan Raed Arafat și când trece o ambulanță din semn de respect, o ambulanță smurt, restul nu contează. Numai Raed Arafat contează. Avem, uite, pe 11.7.96, atacul asupra unui magazin particular. Ticăloșii începuseră să jefuiască inițiativa privată. Un ziar prost, ca mai toate ziarele de după Revoluție. Avem, în schimb, un ziar bun aici. Ziarul Magazin. Vechi. Adică ăsta e un ziar din 11 iulie 59. Încă se mai auzea numele Anei Paucăr. Domnul Mihai Șora era în mare bulan, pe la editură, pe acolo. Adică nu era vreun fraier, era un domn. Nu ca acum dizident anticomunist, dar nu mai putem. Și avem primul concurs de fotografii organizat de Ziarul România Liberă și Revista Magazin în cinstea celei de-a 15-a aniversări a eliberării patriei. E ceva ce cred că o să vedem într-un an, 2, 10, poate, în Ucraina. Concursul de aniversat Ziua Națională cu fotografii. Și știți ce mi-ar plăcea? Bă, mi-ar plăcea să facem și noi așa ceva. Bă, dacă de Ziua Națională, în loc să vedem niște popi și niște politicieni hoți și niște soldați chinuiți să bată pas de defilare pe la Arcul de Triumf, n-ar fi mai mișto să avem niște promoții, niște concursuri, niște pis de mișto, un concurs de mis, un concurs de cultură generală, un concurs de fotografii, un concurs de fasole cu cârnați. Deci mi se pare că ne-am bucurat. Ați văzut cum fac americanii de Ziua Națională? Party, barbecue, defilare pe mișto, nu pe nașpa. Mai puțin cu discursul și colaborarea, pentru că trebuie să te bucuri de Ziua Națională. Dar noi nu știm de asta, din păcate nu știm, mă uit după ceva înăuntru. Să vă să nu ratezi ceva nobil și frumos. Un ziar vechi, vedeți? Vedeți cum e aici? Deci de la 4 milioane de îndoituri. Nu mai arată bine, dar un colecționar apreciază ziarul chiar și în starea asta. 11 iulie 91, România Liberă, să trecem peste, adică epoca Petre Mihai Băcanu, un propagandist de teapa lui CTP, adică n-ai ce să te uiți la oameni, ce să afli de la ei, nu merită nimic. În schimb, uite, deci CTP, Petre Mihai Băcanu sau băiatul care a scris acest articol cu Ceaușescu, este fix tot aia. Precum vedeți, Ceaușescu s-a dus în frumosul județ Constanța ca să vadă unități agricole. Nu s-a dus la Flora, la mama aia, la Dilaina. Deși, eu vă spun, și Ceașcă era la fel ca ăștia. Anunța în ziare că tovarășul, vedeți, ziarul e de luni 11 iulie. Tovarășul a efectuat o vizită în Constanța. Păi voi credeți că el plecase în weekend să vadă porumb? Nu, se ducea la vilele de la Neptun, o ardea pe Elenuș, se juca cu ei amicii prin curte, le mai dădea bani să mai distrugă un hotel cu Mizil și cu Nicușor. Și el, pe urmă, mima că a fost la treaba, a fost pe drag, n-a fost nicăieri. Și asta e presa de azi. În afara presei de azi, mai pot să vă arăt ceva foarte drăguț. Nu știu dacă, adică acum ar trebui să aveți peste 40 de ani ca să înțelegeți ce fac eu aici. Și nu mai zic nimica. Voi dacă înțelegeți, înțelegeți, dacă nu. Așa. Adică n-am ce explicații să dau. Cine știe, știe. Cine nu știe, treaba lui. La 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 bam bam. De da de da da da. Să-i pun un elasticuț ca să stea așa cum vreau eu. Ce vreau să zic cu asta este că destul de curând, nu pot să spun încă când, o să vă chem pe la Ploiești să vedeți o expoziție foarte mișto de reclame vechi românești. O să vă dau mai multe detalii mai încolo, dar mi s-a părut că cu această cutie, care apropo îmi prisosește, e și ea lângă toate lucrușoarele astea pe site-ul cunoscut, e de atunci, mă. E de fucking atunci. La revedere!